vă provoc la un test de memorie. Își mai amintește cineva de Iosip Ilicic, fostul fotbalist al celor de la Atalanta. Acesta a avut prestații foarte bune în tricoul bergamascilor, însă după aceea parcă a dispărut subit din peisajul fotbalistic. Ce s-a întâmplat cu acesta? Ei bine, astăzi despre asta vom discuta, despre povestea tristă a lui Ilicic, de ce fotbalistul sloven a fost foarte aproape să se retragă din fotbal la un moment dat și ce lecție importantă putem învăța din toată această întâmplare, urmând ca subiectul videoclipului de astăzi să fie ceva mai serios. Ilicic și-a început cariera în țara sa natală, jucând pentru cei de la NK Bonfica, nu Benfica, Bonfica. El a evoluat timp de două sezoane în tricoul cel de la Bonfica, adunând un total de 66 de apariții, perioada în care a înscris de 14 ori și a oferit 3 asisturi. Pe urmă, în 2010 a ajuns în Italia, la Palermo. Ilicic a petrecut 3 ani la Palermo, ajungând după la o altă formație din Italia, Fiorentina. Fotbalistul sloven a îmbrăcat tricoul viola timp de 4 stagiuni, din 2013 până în 2017, plecând pe urmă la o altă echipă italiană, Atalanta de această dată, unde a avut cele mai bune evoluții din carieră. Cel mai bun sezon al lui Ilicic în tricoul bergamascilor a fost cel din 2019-2020. Atunci slovenul și-a făcut apariția în 34 de partide, marcând 21 de goluri și oferind 9 pase decisive, majoritatea dintre acestea venind în prima parte a sezonului, înainte ca în trecerile să fie întrerupte de pandemie. Forma bună a slovenului a fost reflectată și în performanțele obținute de Atalanta în sezonul respectiv, fiind o stagiune de dreptul istorică pentru formația bergamască. Aceștia au fost foarte aproape să obțină titlul de campioană în Serie A, încheiând sezonul pe poziția 3-a, la doar 5 puncte în urma celor de la Juventus, care a reușit să-și adjudece titlul. Aceasta a fost cea mai bună clasare a celor de la Atalanta de până atunci, însă performanțele nu se opresc aici. Tot în sezonul 2019-2020, Atalanta a participat pentru prima oară în Liga Campionilor. După ce au reușit să meargă mai departe dintr-o grupă cu Manchester City, Shakhtar Donetsk și Dinamo Zagreb, încheiind pe poziția secundă, aceștia urmau să joace contra Valenciei în optimi. În dubla cu Liliecii, Ilicic avea să-și arate cu adevărat clasa. În meciul tur disputat pe Mestalla, Atalanta a reușit să se impună cu 4-3 și vă invit să ghiciți cine a marcat golurile italienilor. Exact, Ilicic a reușit să marcheze toate cele 4 goluri. În meciul retur, Atalanta a recidivat, reușind să înscrie din nou de 4 ori în poarta celor de la Valencia, însă de această dată doar una dintre reușite a purtat semnătura lui Ilicic. În sferturi, Atalanta a întâlnit-o pe PSG, iar pentru bergamași aici avea să se încheie aventura europeană. Deși cei de la Atalanta au reușit să deschidă scorul în prima repriză, parizienii au reușit să întoarcă scorul în minutele de final și să obțină astfel biletele pentru semifinale. Această eliminare a Atalantei poate fi pusă și pe seama faptului că Gasperini nu a putut conta pe cel mai important om al său, Iosip Ilicic. Deși pe plan sportiv, sezonul 2019-2020 a fost cel mai bun din cariera lui Ilicic, posibil că acesta să-și amintească acea perioadă din alte motive. Având în vedere că s-au întrerupt campionatele din cauza pandemiei, Ilicic a hotărât să-și surprindă soția și să-i facă o vizită în Slovenia. Doar că, conform unor informații, la momentul sosirii în țara sa natală, acesta și-ar fi prins nevasta că îl înșeală cu un alt bărbat. Nu se știe exact dacă acest lucru chiar s-a întâmplat sau nu, cert e că Ilicic nu a divorțat în urma acestui incident, fiind încă căsătorit până în ziua de azi. Fotbalistul sloven publicând o postare pe rețelele de socializare în care ar fi dezmințit toate aceste acuzații. Însă, problemele acestuia nu se opresc aici. Ilicic s-a îmbolnăvit în perioada pandemiei, fiind astfel nevoit să stea în izolare, iar astfel toată perioada respectivă i-a amintit de copilăria lui, când a crescut în timp ce se desfășura un război, pierzându-și și tatăl totodată în acel război. Toate aceste aspecte l-au afectat pe sloven, care a suferit de depresie din cauza acestor lucruri, fiind astfel nevoit să ia o pauză de la fotbal pentru mai multe luni, luând în considerare chiar și retragerea, acesta având doar 30-31 de ani în perioada respectivă. Deci am fi vorbit despre o retragere prematură, având în vedere că în ziua de azi fotbaliștii joacă până la 36-37-38 de ani. Din fericire pentru el și pentru lumea fotbalului, Ilicic a reușit să treacă peste această perioadă mai grea, dar cu toate acestea, după revenirea lui în fotbal, nu a mai fost același fotbalist ca cel de dinainte. În ultimul său sezon la Atalanta, Ilicic a jucat în doar 24 de partide, marcând 4 goluri și oferind 5 asisturi.
La finalul stagiunii respective, conducătorii Atalantei au hotărât să rupă contractul fotbalistului sloven, Ilicic ajungând astfel în postura de jucător liber de contract. În cele din urmă, în luna octombrie a anului trecut, acesta și-a găsit o formație la care să evolueze, Ilicic întorcându-se în țara sa natală, la NK Maribor. Acesta evoluează și în prezent la echipa slovenă, însă este departe de fotbalistul de la Atalanta, lucru care poate fi văzut și din forma fizică a acestuia, care este departe față de a unui fotbalist care evoluează la cel mai înalt nivel. Și acum vreau să atrag atenția asupra unui aspect foarte important, care mi se pare că de multe ori nu îi se acordă importanță necesară, și anume sănătatea mentală. Deși din exterior pare că în ziua de azi fotbaliștii trăiesc în această bulă în care ni se pare că nu li se poate întâmpla nimic, având impresia că duc niște vieți perfecte, dar însă asta e foarte departe de realitate. Poate că unora li se pare absurd când fotbaliștii se plâng că au probleme, având în vedere sumele imense de bani pe care le câștigă aceștia, însă nu totul se rezumă doar la asta. La urma urmei sunt cei oameni, ca și mine, ca și tine, care se uită la acest videoclip. Și la fel de bine pot suferi de probleme ca și un om de rând. La fel cum a fost și cazul lui Ilicic, a cărui carieră a fost sever afectată de depresia prin care a trecut, un alt caz celebru care îmi vine acum în minte este cel al lui Adriano, fostul fotbalist al celor de la Inter, care nu a putut să treacă peste moartea tatălui său și astfel nu și-a putut îndeplini pe deplin potențialul. Dar da, nu contează cine ești, cu toții putem fi afectați de aceste probleme și consider că trebuie să li se acordă mai mare importanță, mai ales în rândul sportivilor care zi de zi sunt expuși la o presiune foarte mare. Iar ca de obicei, dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să lăsați un like, un subscribe și sper să ne revedem cu bine în videoclipul următor. Ciao!